Mi-a plăcut asta cu munca. Asta este un clișeu veninos și până la urmă lamentabil, dar nu numai în această profesie, în această profesie mai ales. În politică, la fel ca și în presă, munca nu reprezintă nimic. Adică sigur că este obligatoriu că muncești și când tragi apa la WC-ul. Dar ideea este că nu trebuie să fie trecută în față. Faci politică sau presă din vocație, din talent, din chemare și în primul rând din pasiune. Nici într-un caz nu trebuie să amesteci munca. Munca e la șanțuri, e la schelărie. Da? Cum îmi spunea mie Buzărin când pe vremuri scriam niște editoriale destul de greu de înțeles la vremea respectivă. Cam așa e. Ăla de pe schele muncește, nu cel care face presa.